Fostul premier al României, Victor Ponta, riscă un nou proces după un nou atac la adresa Ralucăi Prună. Ministrul Justiției a anunțat că are de gând să-l dea în judecată pe Victor Ponta pentru afirmațiile pe care acesta le-a făcut la adresa sa. Ministrul Justiției a anunțat pe pagina sa de socializare că îi va cere socoteală în instanță fostului premier Victor Ponta dacă acesta va continua să o jignească. Îl anunț public ca avocat intrat pe bune în profesie că pentru toate calomniile îl voi invita de azi înainte să probeze în instanță astfel de afirmații, a scris Raluca Prună pe pagina sa de socializare. Reacția ministrului a pornit de la un mesaj de felicitare adresat primarului general al Capitalei postat de Victor Ponta pe internet și la finalul căreia a făcut referiri la Raluca Prună ca fiind stalinist. Când o să facem un memorial al crimelor securității și stalinismului în România, putem avea acolo și încăperi cu numele Monica Macovei și Raluca Prună. Merită, tovarășele, să nu le uităm ca să nu repetăm ororile acestora. Acesta a fost mesajul lui Ponta de la care s-a iscat acest nou conflict.